sauta să vă prezint un mouse în premieră națională. CM Storm Recon. Aceasta este cutia. Și găsim pe cutie mouse-ul și câteva efecte speciale. Și scrisul Recon. Senzorul este de 800, între 800 și 4000 dB. Este un senzor optic. Un senzor de foarte bună calitate. Găsim un strat de cauciuc pe el ca să fie cât mai plăcut la atingere și să aveți aderență bună. Și are 5 profile și 36 de macro-uri. Bun, și multimedia. Bun. Și așa este cutia. Ne uităm și pe partea aceasta. Aici sunt specificațiile. Bun. O să uităm în interior. În interior găsim așa. Găsim cele 4 setări ale macro-urilor, are DPI-urilor, senzorul optic, profilele, culorile profilelor, clicurile sunt butoane de foarte bună calitate și dau un feedback foarte bun. Așa. Acum mai găsim aici toate cele 9 butoane arătate. Aici avem cu un logo care se luminează și cum luminează el. Spăroșul este aici. Bun. Și acesta este mouse-ul. Așa arată în clamshell-ul lui. Iar acum să desigilăm mouse-ul. Bun. Să desfacem cutia. Bun. Deci, să vedem ce găsim în afară de mouse. Găsim un quick start guide și avem specificațiile mai multe limbi și puțină reclamă la câteva din produsele, mousepad-ul, niște tastaturi și căști. Da? Ia să vedem ce mai găsim altceva pe aici. Ah, mai găsim ceva. Și, uitați, aici sunt toate butoanele arătate. Aici. Și fiecare funcție a butonului, funcțiile standard ale butonului, uitați. Bun. Și asta este ce găsim. Și acum să vă prezint mouse. Și acesta este. Bun. Așa arată mouse-ul. Bun. Începem cu conector. Este un conector placat cu aur pentru o durabilitate sporită și are și un capac. Să arate mai bine. Așa. Firul are 1,8 metri și găsim un condensator pe el. Nu are sleeving firul, dar totuși e destul de bun la calitate. Adică nu se agață de nimic. Bun. Și ăsta este mouse. Are cauciuc. O de foarte bună calitate, se simte foarte bine la atingere. La butoane, are 4 butoane pe lateral, asta înseamnă că este ambidextrus, poate fi folosit și cu stânga, dar și cu dreapta. Da? Butoanele și în scroll-ul, are un feedback destul de bun. Acestea aici sunt stripuri care se pot lumina mai multe culori. Logo-ul CM Storm se luminează și aici avem soft touch. Foarte plăcut la atingere și acesta. Așa, găsim piciorul și un picior mare de cauciuc din teflon. Și aici la fel. Și acesta este senzorul de foarte bună calitate, de 4000 de dpi. Este gândit pentru jocuri FPS, gen Counter-Strike, Battlefield 3 și așa mai departe. Așa, aici am uitat să spun. Aceste butoane de aici, plus și minus, sunt pentru profilul. Să umblăm la profil. Reglăm profilul și toate cele. Da. Acesta este mouse-ul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, dați like sau subscribe.